Bună dimineața. Eu înțeleg că suntem gata, da? Bună dimineața, stimați reprezentanții ai mass media, stimați cetățeni și desigur că stimați antreprenori, pentru care astăzi am venit cu încă un val de știri bune, sperăm. După cum bine știți, obiectivul central de bază al acestui guvern este dezvoltarea economică. Pentru asta trebuie să susținem antreprenorii, trebuie să ajutăm economia să se dezvolte, iar asta înseamnă să susținem companiile din Republica Moldova. În acest sens, desigur că depunem eforturi pe atragerea investițiilor, pe identificarea noilor piețe de desfacere, pe accesul la finanțare, și o să menționez aici programul 373 printre altele și multe alte inițiative pe care le promovăm, dar una din principalele acțiuni ale noastre, desigur, că este și ține de eliminarea birocrației inutile, de reducerea poverii administrative și birocratice asupra antreprenorilor. Și facem asta nu în ultimul rând, pentru că așa vedem noi aportul și contribuția noastră a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării în prevenirea corupției, în prevenirea practicilor corupte, care sunt totuși prea des întâlnite în țara noastră la moment. Și în acest sens, deja avem mai multe rezultate. Ori știți bine că în primul pachet de reducere a birocrației, care deja a fost votat de Parlament, am economisit antreprenorilor peste 50 de milioane de lei și cel puțin 200 de mii de ore de muncă în fiecare an. În pachetul 2, care a fost votat ieri de guvern și urmează a fi aprobat de Parlament, a mers și mai departe. Ori economiile estimate, și asta iarăși sunt niște estimări modeste și foarte rezervate din partea noastră, sunt limita de jos, dacă vreți, economiile antreprenorilor cresc la peste 500 de milioane de lei anual, echivalentul a 0,2% din PIB, într-un singur pachet, într-o singură inițiativă care urmează foarte curând să fie votată de Parlament. Recent am anunțat un alt pachet pe controlele de stat, care din nou vor economisi antreprenorilor o sumă substanțială din contul civilizării și transparentizării practicii controlelor de stat. Vorbim aici de cel puțin 70 de milioane de lei anual economisiți de antreprenori din contul reducerii birocrației. Ceea ce nu cuprindem aici este costul corupției, care este mult mai greu de estimat și mult mai puțin vizibil. Și aici eu cred că avem cifre mult, mult, mult mai impresionante. Astăzi vin în fața dumneavoastră pentru a anunța o nouă inițiativă și un nou val de reduceri a birocrației din economia Republicii Moldova pentru a oferi antreprenorilor acel spațiu de dezvoltare de care aceștia au nevoie, pentru a oferi antreprenorilor posibilitatea să se concentreze pe motivul însăși din care ei au decis să deschidă și să dezvolte o afacere. Să se dezvolte, să crească, să-și identifice noi clienți, să fie competitivi, să creeze locuri de muncă și să plătească salarii bune angajaților lor, pentru că asta este menirea unui antreprenor. Și să nu uităm că întreaga economie, noi cu siguranță ne conducem anume de acest lucru, întreaga economie a Republicii Moldova este pe umerii antreprenorilor. Toate impozitele, toate taxele care vin în buget pentru a susține întreaga țară.
O să enumer câteva din inițiativele noastre pe care le propunem astăzi atenției dumneavoastră și, în primul rând, una dintre modificări pe care le propunem este anularea acestui registru de reclamații, așa zisă condică de reclamații și sugestii, deoarece informațiile de contact și în era digitală și ținând cont de noile schimbări în modul în care funcționează orice stat modern, nu impun o asemenea obligație asupra antreprenorilor. Poate asta avea sens în anii 80, poate în anii 90, dar nu în anul 2023. În majoritatea țărilor europene nu există această condică de reclamație pe care chiar am adus un exemplu aici ca să vi-l arăt. Deci noi vorbim de un document obligatoriu pe care orice antreprenor care are de-a face cu clienții este obligat să-l procure și să îl mențină, pus în aplicare în baza hotărârii Guvernului Republicii Moldova din 4 octombrie 2006, deci aproape 20 de ani în urmă, acest mecanism este instituit sau, să-i spunem, reformat. Ceea ce se întâmplă aici este în mare parte glume, mă rog, în baza cărora antreprenorul trebuie într-un fel sau altul să reacționeze, iar dacă vine o instituție sau alta și verifică și constată lipsa acestui document, acestui registru, atunci ai amendă sau, evident, riscul de corupție este fix acolo. O să mai menționez că Ucraina, de exemplu, aceeași Ucraina, care este vecinul nostru spre est, a eliminat acest document încă vreo 5 ani în urmă și nimic nu s-a întâmplat. Deci, prin asta eliminăm o obligație birocratică care de mult nu-și mai are sensul. În afară de asta, o să extindem termenul de la 14 zile la maximum 30 de zile în anumite situații pentru repararea sau înlocuirea produselor de către vânzător. Acest lucru este necesar pentru a asigura că perioada alocată pentru remedierea produselor neconforme este rezonabilă, realistă și suficientă. De foarte multe ori, vânzătorii, chiar recunoscând viciul produsului și fiind de acord să efectueze reparații, se confruntă cu unele dificultăți din cauza acestui termen de 14 zile. Să presupunem că e vorba de un echipament sau de un laptop care s-a defectat. 14 zile s-ar putea să nu fie suficient. Vrem să avem acest echilibru mai clar între cumpărător și vânzător. O să eliminăm dreptul consumatorului de a returna un bun în primele 6 luni de la achiziție, indiferent de gravitatea neconformității. Ori această normă a fost eliminată de mult la nivelul Uniunii Europene, fiind considerată neproporțională și cauzând unele abuzuri. În cazul în care bunul se defectează, există mecanisme pe care acum le dezvoltăm și tot în acest pachet le propunem ca să avem această balanță corectă dintre consumator și prestator de serviciu sau vânzător. O să extindem categoria de entități autorizate să efectueze expertiza tehnică privind neconformitatea unui bun și să stabilească dacă aceasta se datorează consumatorului sau producătorului. Nu în ultimul rând, vrem să eliminăm cerințe nejustificate care pun restricții asupra caselor rurale. Ori, în obiectivul nostru de a dezvolta turismul rural, vedem foarte mult potențial în zonele rurale ca să oferim antreprenorilor din sate posibilitatea să se dezvolte, să ofere servicii turiștilor locali sau străini și în același timp să ofere și locuri de muncă la sate. Păi iată că această inițiativă se ciocnește de unele constrângeri, cum ar fi aceasta. Sunt limite de camere și de turiști, sunt limitări pe sortimentul produselor utilizate pentru servirea turiștilor. În prezent, legea impune că alimentarea turiștilor la casa rurală să se facă exclusiv cu produse proprii sau din gospodăriile din localitate sau din localitățile învecinate. Eliminând, iată, aceste prevederi, o să avem un mai mare spațiu pentru casele rurale să se decidă în sine și fiecare în felul lor ce fel de servicii și ce fel de bunuri vor să ofere turiștilor.
De asemenea, vrem o să instituim posibilitatea de organizare a instruirilor tehnice, igienice în format online cu titlu gratuit. Prea des pentru aceste instruiri, conducătorii sau angajații trebuie să facă drumuri inutile la o instituție sau alta, deseori să plătească pentru a lua un certificat. Asta poate fi făcut de mult online, fiind, mă rog, un mecanism de examen online sau de testare pentru a oferi, pentru a primi aceste autorizații sau certificări. O să eliminăm obligativitatea instruirii repetate sau periodice a conducătorilor de unități și lucrătorilor desemnați la instruirea în domeniul sănătății și securității în muncă, care are loc o dată la 3 ani pentru unele activități, detalii urmează în proiectul detaliat, cu înlocuirea valabilității unei astfel de instruiri pe viață, similar, de exemplu, instruirii pentru conducătorii auto. Ori, dacă poți să iei un permis de conducere auto pe viață, nu vedem de ce pentru unele activități, pentru unele normative simple, nu poți să ai o asemenea instruire pe viață și trebuie să revii odată la 3 ani, să plătești încă 3 sau 5 sau 7 mii de lei pentru un curs și să mai iei odată același certificat pe care l-ai luat 3 ani în urmă. În afară de asta, vrem să eliminăm termenul de valabilitate pentru foile de parcurs prin modificarea codului transporturilor rutiere, fiind excluse costuri nejustificate pentru agenții economici. Știm că asta este una dintre reformele care este așteptată foarte mult de mulți antreprenori, ori și aici am altceva să vă arăt. Asta e de la o organizație cu 6 automobile. Doar în anul 2023, deci noi vorbim de o foaie, după care la această foaie se anexează alte câteva foi, ștampilat cu numele șoferului, cu tipul de mașină, cu tipul de combustibil, cu kilometraj și așa mai departe. Deci sunt lucruri care sunt necesare, sau iată, de la altă organizație, vedem aceleași, pentru fiecare, deci dacă, de exemplu, dacă o companie are 10 automobile care face, de exemplu, livrări sau transport. Pentru fiecare din aceasta trebuie în fiecare zi atașa o foaie de completat, la care se anexează alte hârțoage și așa mai departe. Probabil că este justificat să presupunem că cel puțin un 15 minute pe fiecare foaie pe zi. Ai 10 mașini, asta e o bună jumătate de zi. Deci, în esență, ai nevoie de o persoană care să se ocupe de un singur procedeu birocratic. Persoana asta s-ar putea să se ocupe de ceva mult mai util pentru companie, să producă valoare, să producă ceva necesar, să eficientizeze, să contribuie la dezvoltarea companiei și a economiei respectiv și nu să irosească resursele limitate ale companiei pe chestii care nu sunt necesare. Evident că există necesitatea de a asigura o evidență justificată și așa mai departe, însă prea des lucrurile merg prea departe în toată această birocrație și asta e motivul din care o să continuăm acțiunea noastră pe reducerea birocrației. În afară de asta, vrem să introducem în același pachet opțiunea de a obține semnături electronice la distanță. Ori suntem în era digitală și pășim tot mai ferm în această direcție. Suntem un lider regional la capitolul digitalizare, iar foarte des primim același semnal de la antreprenori sau de la cetățeni că pentru a primi o semnătură digitală, ei în continuare trebuie să vină la un birou sau la un oficiu pentru ca să o colecteze și să aplice și să, din nou, să semneze cu mânuța și cu pixul și așa mai departe. Lucrurile s-au schimbat, ori procedura aceasta de AKYC, așa numită, este foarte dezvoltată și este foarte sigură în tot mai multe țări, de aceea vrem să oferim această posibilitate, nu obligativitate, și în Republica Moldova. Pentru că vin foarte multe schimbări, noi o să mergem tot mai mult pe digital. Sunt
multe servicii care deja se oferă exclusiv în digital și în format digital și de aceea trebuie să oferim și o simplitate maximă în a obține semnăturile electronice sau alte instrumente necesare pentru a participa la această schimbare digitală. În ultimul rând, o să recunoaștem bursele de mărfuri autorizate în statele membre ale Uniunii Europene atunci când acestea se înregistrează oficial ca și persoană juridică în Republica Moldova. Ori, noi avem o legislație privind bursele de mărfuri încă din anul 1998, din secolul trecut, o să subliniez, și nu avem o bursă de mărfuri. Asta este un instrument foarte util pentru a asigura o transparență în achiziții de la produse alimentare, la combustibil, la materiale și multe altele. De aceea vrem să deschidem această piață pentru eventuale bursele de mărfuri autorizate, licențiate pe teritoriul Uniunii Europene. Practică, din nou, care nu este deloc stranie în relațiile dintre țările UE și dacă noi tot mergem în această direcție, vrem să accelerăm unele procese și să oferim această oportunitate pentru acei actori care s-ar putea să vadă sens comercial, economic în a opera în Republica Moldova. În acest sens o să modernizăm și conceptul de bursă de mărfuri pentru a se adapta la modelele actuale. Această modernizare va include permiterea tranzacțiilor electronice, care acum nu este presupusă în legislație, administrarea mai multor tipuri de piețe, precum și diversificarea contractelor de bursă. Aceste schimbări vor sprijini o abordare mai flexibilă și mai eficientă a bursei de mărfuri. Acestea sunt doar câteva din modificările pe care le propunem în actualul pachet pe care îl promovăm deja în consultări interne în guvern și urmează să ajungă pe masa cabinetului de miniștri într-un timp foarte scurt. O să simplificăm și o să facem mai ușoară activitatea mediului de afaceri. Asta este literalmente rolul și scopul nostru aici la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, dar și rolul întregului guvern. Pentru nici o zi să nu uităm încă o dată că antreprenorii sunt cei care duc pe umeri întreaga economie, ori dacă vrem să avem resurse financiare pentru ocrotirea sănătății, pentru educație, pentru interne, pentru investiții în infrastructură, pentru apărare, pentru multe, multe, multe alte obiective pe care le are un stat modern, trebuie cu toții să susținem antreprenorii ca aceștia să se poată dezvolta, să poată crește, să poată angaja cât mai mulți oameni, să poată achita salarii competitive, iar asta înseamnă să le susținem productivitatea, să identificăm noi și noi modele și noi și noi feluri de a le susține activitatea și a le crește eficiența și productivitatea. Și doar una dintre acțiunile noastre, încă o dată, este și ține de reducerea birocrației, care are un efect imediat. Noi ne ocupăm de problemele antreprenorilor în regim zilnic și o să continuăm să facem la fel. Între timp, încă o dată, antreprenorii nu și-au deschis o companie pentru a face și a crea și a produce hârțoage. Ei și-au deschis o companie pentru că au o idee, pentru că văd o oportunitate. Trebuie să plecăm din calea lor pe cât de mult este posibil, să le oferim acel spațiu de care ei au nevoie, acel spațiu liber să se dezvolte, pentru că, încă o dată, pe ei se ține întreaga economie acestei țări. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și o să continuăm să susținem antreprenorii în această perioadă și în perioada imediat următoare. Vă mulțumesc! Dacă sunt întrebări, dar dacă nu-s, mersi!